Proiectul se aplică cu mult succes în Olanda. Centrul Județean de Asistență Educațională intenționează să-l implementeze cât mai curând și la nivelul județului Vaslui. Este vorba de testul KIT, care permite copilului, dar și părintelui, să ia o decizie aproape de realitate, să spunem, vis-a-vis de traseul profesional. Acest test va genera un raport vis-a-vis de ceea ce înseamnă aptitudini, de ceea ce înseamnă talent, caracter, capacități, emoții, deci absolut un tablou complet al personalității copilului, dar, repet, așa competențelor pe care acesta le are, le-a dobândit, operaționalizează cu ele astfel încât să fie un bun profesionist în domeniul lui. Evaluarea poate avea loc doar cu acordul părinților, directorii unităților de învățământ vasluiene, atât în calitate de cadre didactice, dar și de părinți, sunt nerăbdători să vadă proiectul pus în aplicare. Ca și părinte, în acest moment mă aflu în dificultate, pentru că, sincer, nu am găsit pentru copilul meu exact ceea ce poate mai bine să facă. Consider deosebit de util să știm mai bine cu aspecte și cu teste specializate care ar fi modalitatea în care se va putea dezvolta cel mai bine, în acord cu abilitățile personale, cu dorințele sale, și așteptăm cu interes rezultatele acestei evaluări. Modalitatea în care legea educației repartizează în prezent elevii la licee este considerată nesatisfăcătoare de către cele mai multe cadre didactice. Din acest motiv, reprezentanții Centrului Județean de Asistență Educațională recomandă insistent testul olandez. În acest moment, cred că repartizarea elevilor la diferite profile este oarecum aleatorie, întâmplătoare, datorită tocmai acestui program informatizat cu foarte multe aspecte pozitive, dar cu deficiența că de multe ori elevii ajung acolo unde nu se așteptau să ajungă și acolo unde nu au suficiente abilități și competențe pentru a face față. Se pedalează foarte mult prin acest test pe activitățile profesionale. Deci dacă ești bun pe un anumit domeniu, pe o anumită meserie, îți canalizează potențialul spre ceea ce ești tu mai bun și poți să fii tu mai bun, să dai un randament maxim. Testul olandez a fost tradus de către specialiști în domeniu, iar Vasluiul va fi cel de-al treilea județ din țară în care va fi aplicat proiectul.